The message leadership was delivered on Sunday afternoon, October 31, 1965, at the Pine Lawn Trailer Park in Prescott, Arizona, USA. Mesajul conducere a fost dat duminică după masă la 31 octombrie 1965 la Pine Lawn Trailer Park în Prescott, Arizona, Statele Unite ale Americii. Good enough for you all, it's good enough for us. And if they're present, I Dacă ea este bună pentru voi toți, ea este destul de bună și pentru noi. Vai, asta e plăcut. Vă mulțumesc. Just a little gift, Brother Brown. The children saved their pennies and nickels and thank always you, bought a prize. Thank you, my little brother. Thank you, children. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc, frățiorul meu. Vă mulțumesc, copii. Sure, thank you very, very much. God bless you. Eu sigur vă mulțumesc foarte, foarte mult și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă știți, Iisus a spus, într-atât cum îi dați la cei mai neînsemnat din aceștia, voi mi-ați făcut o mie. Voi sunteți bărbații și femeile de mâine, dacă există un mâine, voi veți fi. I believe I could preach 4 hours now after all that. Eu cred că aș putea predica 4 ore acum după toată asta. I was beginning to think I was getting tired. Eu am început să gândesc că am devenit obosit. No wonder you little girls can sing so well, you little girls and little boys. Nu-i de mirare că voi fetițelor puteți cânta așa de bine, voi fetițelor și băiețașilor. Listen how your big sisters sing and your mothers. Ascultați cum cântă surorile voastre mai mari și mamele voastre. Wonderful singers. Cântărețe minunate. That's really pretty. Aceea e într-adevăr frumos. Who's this little girl that led that song? Cine este fetița aceasta care a condus cântarea aceea? Aren't you the little girl I met across there? Sure have a beautiful voice. All of you. Nu ești tu fetița care am întâlnit-o acolo dincolo? Sigur ai o voce frumoasă. Toți din voi. I believe the best thing I've ever heard is right here. Voi doar, eu cred că cel mai bun cântat care l-am auzit vreodată este chiar aici. You all practice that all time? No. Voi toți practicați aceea tot timpul? Well, I tell you, you certainly are blessed with some real good singing. Păi eu vă spun, voi cu certitudine sunteți binecuvântați cu un cântat foarte bun. I like good singing. I just love real good singing. Îmi place cântarea bună. Mie doar îmi place cântatul foarte bun. Eu întotdeauna am spus, când eu ajung în cer, eu vreau să ajung unde ei cântă și să ascult. I never could get my fill of singing. Eu niciodată nu am putut să ajung sătul de cântat. You know, singing gives courage. Voi știți, cântatul dă curaj. You know that, don't you? Voi știți asta, nu-i așa? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? Soldații, când ei se duc la luptă, voi știți ce fac ei? They play music and sing and things to give them courage. Ei încep muzica și cântă și lucruri să le dea curaj. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. Și când noi mergem la luptă, noi cântăm și aceasta ne dă curaj să mergem înainte. I thank you, little fellows, for that nice gift. And it's Eu le mulțumesc micuților pentru cadoul acela frumos și aceasta e Miss Branham and from Rebecca and Joseph and Sarah and all of us. Doamna Branham și de la Rebecca și Joseph și Sarah și noi toți. We thank you very much. Noi vă mulțumim foarte mult. It's hard to say how to tell them little fellows. Este greu să spui cum să le spui acelor micuți. No, you saved your pennies. Nu, voi v-ați economisit bănuții. I don't want to take it. You know how I feel. I don't want to take it. Eu nu vreau să-l iau. Voi știți cum mă simt. Eu nu vreau să-l iau. But yet, I looked in here and they had a $10 bill in this card. Și totuși, eu m-am uitat înăuntru aici și ei aveau o bancnotă de $10 în această felicitare. I thought, can I take that? M-am gândit, pot eu lua aceea? I thought,
how can I do it? M-am gândit, cum pot eu să o fac? But I remember a little story I want you to know. Dar îmi amintesc o mică poveste care eu vreau să o știți. One day, there was a widow woman. She had a bunch of children. Într-o zi, acolo era o femeie văduvă. Ea avea o grămadă de copii. Perhaps her little children's papa was gone. Poate a ei tata celor copilași era dus. And she only had two pennies. Și ea avea numai doi bănuți. And she came down the street one time. Și ea a venit în jos pe stradă odată. And it was tithing money. Și aceștia erau bani de zeciuială. Just pennies like you all saved. Doar bănuți, cum ați economisit voi toți. And she threw it into the treasury of God. Și ea i-a aruncat în tezaurul lui Dumnezeu. Jesus was standing there watching. Iisus stătea acolo, o privea. Și m-am întrebat, ce aș fi făcut eu dacă eu stăteam acolo? Eu probabil că aș fi alergat acolo și am spus, nu, soră, să nu faci asta. Noi nu, de fapt, nu avem nevoie de ei. Tu ai nevoie de ei pentru copiii aceia. Înțelegeți? I wouldn't have let her done it. Acum, eu nu aș fi lăsat-o să o facă. But Jesus let her do it. Dar Iisus a lăsat-o să o facă. He let her do it. Vedeți? El a lăsat-o să o facă. Why? De ce? He knows it's more blessed to give than it is to receive. He knows what he would do for her. El știe că este mai binecuvântat să dai decât este să primești. El a știut ce o să facă el pentru ea. Vedeți? So I thank you, little fellow, with all my heart. Astfel, eu vă mulțumesc, micuților, cu toată inima mea. Eu vreau să vă mulțumesc la fiecare în parte pentru acest timp minunat de părtășie. Frate Leo și Jean, acestea erau de fapt 3 zile de închinare pentru mine. Even out in the jungle when I try to let myself go and think I was hunting. Chiar afară în junglă, când eu încerc să mă las să merg și să mă gândesc că eram la vânat, eu într-un fel sau altul, eu mă uit la voi și vă aud vorbind. Eu am avut privilegiul, în după amiaza aceasta, să vă vizitez casele. Eu niciodată nu am văzut să fie pășit în vreuna. Eu am să-l numesc un sat. În care să fi văzut vreodată așa de multe case curate și oameni ordonați? Și așa de mult respect pentru Hristos și Evanghelie? Eu niciodată nu am văzut aceasta niciunde. Și voi cu certitudine ați pornit pe drumul corect. Doar continuați să mergeți. And God will be with you. Și Dumnezeu va fi cu voi. And I got to see somebody. Și eu am ajuns să-i văd pe câțiva din voi. Le-am văzut zilele trecute pe aceste surori. Eu nici măcar nu le-am cunoscut. Because all I could see would just be about their eyes and nose out from under one of those hoods. Căci tot ce am putut vedea ar fi doar cam ochii și nasul lor, afară de sub una din acele glugi. Și acum eu cred că vă cunosc mai bine prin bunăvoința fratelui Leo și Jean. Care m-au dus în jur și am vizitat casele voastre și am ajuns să dau mâinile cu copii mici. Prorocii și prorocițele din epoca ce vine, dacă există să vină o epocă. You know, Jesus loves little children. Voi știți, Iisus iubește copilașii. You know, he does. Voi știți, El iubește. And, there's a little boy one time named Moses. Și acolo era un băiat mic odată numit Moise. We're going to talk about him just in a little bit. Noi o să vorbim despre el doar după puțin timp. And, he was a very fine. Și el era un foarte minunat. You know what made him help make him a fine boy? Voi știți ce l-a făcut, a ajutat să-l facă un băiat bun? He had a good mother to raise him. El avea o mamă bună să-l crească. That's what she taught him about the Lord. Vedeți? Asta e ce era. Ea l-a învățat despre Domnul.
And you little boys and girls have got the same kind of mothers to raise you, teach you about the Lord. Și voi, băiețașilor și fetelor, aveți același fel de mame să vă crească, să vă învețe despre Domnul. Just mind them. Doar să le ascultați. You know what the first commandment is in the Bible? Voi știți care este prima poruncă în Biblie? The first commandment was promised with a promise. Prima poruncă cu promisiune, cu o promisiune. Maybe a little hard for you to understand these commandments. Poate să fie puțin greu ca voi să înțelegeți aceste porunci. The first commandment is not to have any other god but him. Prima poruncă este să nu aveți niciun alt Dumnezeu afară de El. But the great commandments and the first commandment that has a promise to it. Dar marea poruncă și prima poruncă care are o promisiune la ea. See? It's to the children. Vedeți? Este către copii. You know that? Ați știut voi asta? Vedeți? He said, children, obey your parents. El a spus, copii, ascultați de părinții voștri. Which may lengthen the days upon the earth that the Lord thy God has given you. Care poate să vă prelungească zilele pe pământul care Domnul Dumnezeul tău ți l-a dat. To mind your parents and do what you're doing. Să ascultați de părinții voștri și să faceți ceea ce faceți. It may give you longer life upon the earth. Aceasta poate să vă dea viață mai lungă pe pământul care Domnul vi l-a dat. More time to serve him. Mai mult timp ca să îl slujiți. I hope today that I'm looking at a bunch of preachers and singers and evangelists of the day that is to come. Eu sper astăzi că eu privesc la un grup de predicatori și cântăreți și evangeliști din ziua care are să vină. If there is a day after ours. And there's only one thing up here, you kill a fellow with kindness. Dacă există o zi după a noastră și există numai un singur lucru a Iisus, voi ucideți pe un ins cu bunătate. A mâncat până nu am mai putut mânca și eu niciodată nu am fost tratat așa de mult. Dacă eu eram un înger coborât din cer, eu nu aș fi putut să fiu tratat mai frumos. Singurul lucru ce pot să vi-l spun este vă mulțumesc. When you're down Tucson way, și când voi sunteți jos pe la Tucson, I might not be able to treat you that nice because I don't know how I haven't got the manners to do it. Eu aș putea să nu fiu în stare să vă tratez așa de frumos, căci eu nu știu cum. Eu nu am deprinderea să o fac. But I'll do the best I can. Come down. Dar voi face cât pot de bine. Veniți jos. But in such a chance, I wanted to certainly thank them. Fratele și sora Shantz, eu vreau cu certitudine să le mulțumesc. I had the privilege of meeting your pretty young daughter and son this afternoon. Și eu am avut privilegiul să o întâlnesc pe fiica voastră, tânără drăguță, și pe fiul, după masa aceasta. And for let us have his home here open for worship. Și ca să ne lase să avem căminul lui aici deschis pentru închinare. There were such things taking place in the Bible, then, you know. Acolo erau așa lucruri să aibă loc în ziua Bibliei, voi știți. Că Evanghelia era, eu știu că aceasta sună foarte puțin. Noi ne-am gândit că nu este. Dar aceasta este chiar la fel cum Dumnezeu, la Dumnezeu, cum erau acelea în ziua aceea. Remember, if there would be another many years, they'd look back here and say, țineți minte, dacă acolo ar mai fi alți ani mulți, ei ar privi înapoi aici și să spună, dacă eu aș fi trăit măcar în acele zile acolo sus la Prescott, dacă eu aș fi trăit măcar, vedeți, acum noi trăim în ziua aceea, vedeți? Atunci noi ajungem la capătul drumului, apoi noi așteptăm după răsplata noastră la ziua cea mare. Acum, noi o să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și citim. Dar chiar înainte să o facem, să-i vorbim lui doar un moment. Dear Jesus, I cannot express my feelings and my gratitude towards Brother Mercer, Brother Gold. Scumpe Iisus, eu nu pot să îmi exprim simțurile mele și gratitudinea mea către fratele Mercer, fratele Gold, and all these fine people and their little children,
Și toți acești oameni minunați și copilașilor. How kind they have showed us since we've been here. Și cât de buni s-au arătat față de noi de când suntem aici. The kindness is beyond anything that we expected. Bunătatea este dincolo de orice ce ne-am așteptat. And we know that they were lovely and sweet. Și noi știm că ei erau drăgălași și amabili. But we didn't know that we'd be treated in such a real royal way. Dar noi nu am știut că noi am fi tratați în așa fel într-adevăr regesc. And Lord, I pray that your presence will always be in this camp of people. Și Doamne, mă rog ca prezența ta să fie întotdeauna în această tabără de oameni. The Holy Spirit will fill every heart here. Duhul Sfânt să umple fiecare inimă de aici. And you will give them eternal life. Și tu să le dai viață eternă. And may we, as we enjoy today, și fie ca noi cum ne bucurăm astăzi. May there be an endless day that when we will meet in the presence of him who we are worshiping and love. Fie ca acolo să fie o zi nesfârșită, încât când ne vom întâlni în prezența celuia care ne închinăm și iubim, și dăm toate laudele pentru lucrurile acestea, până la timpul acela, Doamne, ține-ne loiali către El și către cuvântul Lui. În numele Lui Iisus ne rugăm. Amin. Now, I had just a long this morning. I'll try to make it real quick this afternoon. Acum, eu v-am avut așa de îndelungat azi dimineață. Eu voi încerca și o voi face foarte repede în dupămasa aceasta. Talk in a way that maybe the little fellows and the older will understand too. Și vorbesc într-un fel care poate fi către cei micuți și cei mai în vârstă vor înțelege de asemenea. So I want to read a scripture here. Found in the book of Saint Mark. Eu vreau să citesc o scriptură aici aflată în cartea Sfântului Marcu. And I want to read from the 17th verse of the 10th chapter of Saint Mark, a portion. Și eu vreau să citesc de la al 17-lea verset din al 10-lea capitol din Sfântul Marcu, o porțiune. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeling down and asking him. Și când el era dus înainte pe drum, acolo a venit unul alergând și îngenunchind jos și l-a întrebat zicând: Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? Bunule stăpân, ce să fac eu ca să pot moșteni viață eternă? And Jesus said to him. Și Iisus i-a spus: Why callest thou me good? There is none good but one, and that is God. De ce mă numești tu bun? Nu există nici unul bun afară de unul, și acela este Dumnezeu. Thou knowest the commandments. Tu cunoști poruncile? Do not commit adultery, do not kill, do not steal. Să nu săvârșești curvie, să nu ucizi, să nu furi. Do not bear false witness, defraud not. Să nu depui mărturie mincinoasă, să nu înșeli. Honor thy father and mother. Cinstește pe tatăl și pe mama ta. And he answered and said unto him. Și l-a răspuns și a zis către el: Master, all these have I done, obeyed, observed, rather, from my youth. Stăpâne, toate acestea eu le-am făcut, supus, ținut, adică, din tinerețea mea. Then Jesus, beholding him, loved him. Atunci Iisus, privindu-l, l-a iubit. This young fellow. Acest băiat tânăr. And he said unto him, one thing thou likest. Și el i-a spus, un lucru îți lipsește. Go thy way, sell whatsoever thou hast and give to the poor. Du-te, vinde tot ce ai și dă la cei săraci. And thou shalt have treasures in heaven. Și tu vei avea comori în cer. And come, take up thy cross and follow me. Și vino să-ți iei crucea și urmează-mă. And he was sad at this thing and went away grieved, for he had great possessions. Și el era trist la vorbirea aceasta și a plecat întristat, căci el avea averi mari. Now, to the children and to the adults and all. Acum,
către copii și către adulți și toți. I want to make this little message just as timely as I can and as quick as I can. Eu vreau să fac acest mic mesaj chiar așa la timp cât pot eu și așa de repede cum pot. And I want to take for a text follow me. Și eu vreau să iau ca un text urmează-mă. I want to take for a subject leadership. Și eu vreau să iau ca subiect conducere. Follow and someone to lead. Urmează și cineva să conducă. Leadership and follow me. Conducere și urmează-mă. The young people, cei tineri, oamenii cei. Remember that the first step that any of us ever made. Țineți minte că primul pas care oricare dintre noi l-a făcut vreodată. Somebody led it. Cineva ne-a condus. You mothers remember the first step that Junior, the little girl, made. Voi, mamele, vă amintiți primii pași pe care Junior și fetița i-a făcut? They don't remember no more. Și ei nu își mai amintesc. But somebody led you to your first step. Dar cineva te-a condus la primul tău pas. I remember Billy Paul when he made his first step. Îmi amintesc de Billy Paul când el a făcut primul lui pas. Joseph and all of them when they made their first step. Joseph și toți ceilalți când ei au făcut primul lor pas. It's usually a mother that gets to lead a child to its first step. Aceasta e mama de obicei care ajunge să conducă pe un copil la primul lui pas. Because she's home while the daddy's out working, trying to make a living. Căci ea este acasă în timp ce tăticul este afară lucrând, încercând să câștige o existență. But it's, they make their first step. Dar acesta ei fac primul lor pas. In the nighttime, when they come in, și în timpul serii, când ei vin înăuntru, the father, he's always saying, oh, dad, she said, tata, el întotdeauna spune, oh, tata, i-a spus, Johnny and Mary, the little boy or girl, can walk, come and look. Johnny și Mary, băiețelul sau fetița, poate umbla, vino și privește. And just one step, maybe mother had to hold him. Had to hold mother's finger. Și doar un pas. Poate mama trebuia să-i țină. Trebuia să se țină de degetul mamei. Căci voi erați cumva slabi și cumva întorși deoparte, voi știți. Și a scăzut jos puțin. Astfel, voi trebuia să vă țineți de mâna mamei. Să vă faceți primul pas. Now, somebody helped you when you made your first step. Acum, cineva v-a ajutat când v-ați făcut primul pas. And your last step you ever make in life. Și ultimul vostru pas care l-ați făcut vreodată în viață. Somebody will be leading you. Cineva vă va conduce. That's right. I want you to remember that. Vedeți? Așa este. Eu vreau să țineți minte asta. Your first step, somebody led you. Primul vostru pas, cineva v-a condus. And your last step, somebody will be leading you. Și ultimul vostru pas, cineva vă va conduce. We have to be led. Noi trebuie să fim conduși. You know, God likened us into sheep. Voi știți, Dumnezeu ne-a asemănat cu oile. And if you know, a sheep can't lead itself. Și a știut voi că o oaie nu se poate conduce. He'll wander away and stray away. Ea se va rătăci și se abate departe. He just can't lead himself. Și ea doar nu se poate conduce. And he has to have somebody to lead. Și ea trebuie să aibă pe cineva să o conducă. And sometimes the shepherd's supposed to lead the sheep. Și uneori, păstorul trebuie să conducă oile. That was back in the days of the Lord Jesus. Acum aceea era în urmă în zilele Domnului Iisus. He was a good shepherd that led the sheep. El era păstorul cel bun care a condus oile. But today, see, we're living in another day. Dar astăzi, voi vedeți, noi trăim în altă zi. Everything's changed and perverted. Totul este schimbat și pervertit. You know what man has to lead sheep today? Voi știți ce om trebuie să conducă oile astăzi? A goat. Un țap. You know where that goat leads them? Right into the slaughter. Și voi știți unde le conduce țapul acela? Drept în măcelărie. The little sheep don't know where they're going.
Oile acelea mici nu știu unde se duc. So the goat goes up a pen up at the slaughter. Așa că țapul merge în sus pe un sarc, sus la măcelărie. The sheep don't know no more than to follow a leader. Și oile nu știu nimic mai mult decât să urmeze pe un conducător. So it leads them right up into this slaughter. Așa că acesta îi conduce drept sus în această măcelărie. And then the goat jumps over the track. Iar apoi țapul sare peste făgaș. And the sheep goes in and gets killed. Și oile merg înăuntru și ajung omorâte. The goat, a wrong leader. Vedeți? Țapul, un conducător fals. But Jesus, the good shepherd, who led the sheep, dar Iisus, păstorul cel bun, care a condus oile, he led them to life and held their hand. El le-a condus la viață și le-a ținut mâna. See, but somebody has to lead the sheep. Vedeți? Dar cineva trebuie să conducă oile. The first is the mother's kindness. Prima este bunătatea mamei. Then the father's word. Apoi, cuvântul tatălui. After the mother gives you your first step, după ce mama vă dă primul vostru pas, then you look to your daddy, all of us, atunci tu privești la tăticul tău, noi toți, for wisdom, because he's the head of the house. Pentru înțelepciune, pentru că el este capul casei. And he usually not is any smarter, și el de obicei, nu că el este ceva mai deștept, but he just made a leader of his family. Dar el doar este făcut conducătorul familiei lui. So we follow what our daddy says to. Astfel noi urmăm ce spune tăticul nostru să facem. When he says, "Now, son, I would like for you to do a certain thing." Când el spune, acum fiule, mi-ar place ca tu să faci un anumit lucru. And we listen to him because it's wisdom. Atunci noi ascultăm de el pentru că aceasta e înțelepciune. But we listen, see, he's learned a whole lot. Dar ascultăm, vedeți, el a învățat mai mult. And we've got to ask him to see what he learned. Și noi trebuie să-l întrebăm, să vedem ce a învățat el. And then we can profit by his, what he's learned. Și atunci noi putem profita prin el ce a învățat el. He tells us, "Now don't go and do this because I did that." El ne spune, acum să nu mergi să faci aceasta, deoarece eu am făcut aceea. My father told me not to do it, but I did. Tatăl meu mi-a spus să nu o fac, dar eu am făcut-o. And it caused this to happen to me, something bad. Și a făcut ca aceasta să mi se întâmple mie, ceva rău. So, see, daddy tells us how to do, what to do right. Deci, vedeți, noi vom, atunci el, tăticul ne spune cum să facem și cum să facem corect. Then, as your mother leads us, so a time we have to get a little wisdom to understand from daddy. Apoi, după ce mama ne conduce, până la un timp când trebuie să obținem puțin înțelepciune, să înțelegem de la tăticul, then we get another leader. Apoi noi obținem alta. Noi primim un alt conducător. And that's a teacher, a good school teacher. Și aceea e o învățătoare. O învățătoare bună de școală. She tries to teach you and give you an education. Ea încearcă să vă învețe și să vă dea o educație. To fit you better in life or a place, a position that you can. Să vă potrivească mai bine în viață pentru un loc, o poziție ca voi să puteți. You can read your Bible and you can read the song. Voi puteți să vă citiți Biblia și voi puteți citi cântările. You can learn of God and read yourself. Și voi puteți învăța despre Dumnezeu și să citiți voi înșivă. Voi vedeți? Iar atunci un alt lucru, poate voi ați avea treabă. Și cineva vă scrie o scrisoare. Mama, tăticul, cineva vă scrie o scrisoare. Voi nu ați putea să o citiți. So the teacher, she has you then. Înțelegeți? Astfel învățătoarea, ea vă are atunci. And she leads you to learn to write and to read. Și ea vă conduce să învățați să scrieți și să citiți. And it's a good thing, a good teacher, to teach you right. Și acesta e un lucru bun, o învățătoare bună, să vă învețe corect. But now, as you leave that, dar acum după ce voi părăsiți aceea, voi, după ce părăsiți învățătoarea aceea, o învățătoare după cealaltă, from a little primer, a little first grade, on to you get out of high school or go to college. De la una mică primară, una mică de clasa întâia, înainte până când voi ieșiți din liceu sau mergeți la facultate. Then when you leave college, then the teacher is through leading you. See?
apoi când plecați de la facultate și atunci învățătoarea a terminat să vă conducă. Înțelegeți? Now mama has taught you to walk. See? Acum mama v-a învățat să umblați. Vedeți? Papa has taught you how to be brilliant, a nice young man. Tata v-a învățat cum să fiți strălucit și un om tânăr plăcut. How to take care of yourself and behave yourself. Și cum să vă purtați de grijă și să vă comportați. The teacher has taught you an education, how to read and write. Right. Învățătoarea v-a învățat o educație, cum să citiți și să scrieți corect. But now you're leaving papa. Dar acum voi îl părăsiți pe tata. You're leaving mama. Voi o părăsiți pe mama. And you're leaving the teacher. Și voi o părăsiți pe învățătoare. Now somebody has to take you from here on. Acum cineva trebuie să vă preia de aici înainte. Now who do you want to take you from here on? Acum cine vreți să vă preia de aici înainte? That's right. Așa este. Jesus to take you from there on. Iisus să vă preia de acolo înainte. Now, that's very good answer, very fine. Jesus takes you from there on. Acum, acela e un răspuns foarte bun, foarte minunat. Iisus vă ia de acolo înainte. Now you see this young fellow that we're talking about, he's called the rich young ruler. Acum voi îl vedeți pe acest băiat tânăr despre care noi vorbim. El este numit tânărul bogat fruntaș. Now, this fellow, he had been guided pretty well. Acum, acest băiat, el a fost călăuzit destul de bine. Now his mother had taught him to walk. Acum, mama lui l-a învățat să umble. And you see, he was yet a young man. Și voi vedeți, el încă era un om tânăr. Maybe just out of high school. Poate doar ieșit din liceu. And a very popular young man. Și un om tânăr foarte popular. And by being well trained. Și prin a fi bine instruit. Maybe walk correct and so forth. Poate a umblat corect și așa mai departe. His mother had taught him. Cum l-a învățat mama lui. And he had been a successful young man too, because look. Și el era un om tânăr cu succes de asemenea, deoarece priviți. He was already rich, and he was just a young man. El era deja bogat și el era doar un om tânăr. Maybe 18 years old. Poate în vârstă de 18 ani. Just out of high school. Doar ieșit din liceu. And he was rich. Și el era bogat. I see he had the right kind of a teacher to teach him to walk right. Acum voi vedeți, el a avut felul corect de învățătoare să-l învețe să umble corect. And he had the right kind of a teacher, his father. Și el a avut felul corect de învățător, tatălui. So even at yet a young man and he was rich in money. Încât chiar încă la un om tânăr și el era bogat în bani. He had made him a lot of money. El și-a câștigat o mulțime de bani. He was a ruler. El putea să fi fost un real, el era un fruntaș. Even at that age, very successful. Chiar la vârsta aceea, cu mult succes. And now he had a teacher that had taught him. Vedeți? Iar acum el avea un învățător care l-a învățat. Taught him the right thing. L-a învățat lucrul corect. Now he had his education. Cum el vroia, el avea educația lui. And then another teacher, this young man had had. Iar apoi un alt învățător a avut acest om tânăr, which that depends on how you're raised up. Care aceea depinde de cum ați fost crescuți. But this young man had a religious teaching in his home. Dar acest om tânăr a avut o învățătură religioasă în căminul lui. Now, some children, acum, unii copii, did you know there's a lot of little children that don't have any religious teaching at home? Ați știut voi că există o mulțime de copii care nu au vreo învățătură religioasă acasă? Their father and mother don't believe in God. Tata și mama lor nu cred în Dumnezeu. And their father and mother drink, smoke, fight. Și tata și mama lor beau, fumează, se bat. Run out at one another at night and things. Și aleargă afară unul de la altul noaptea și lucruri. Don't cook their little boys and girls suppers and things. Și nu gătesc cină la băiețelul și fetița lor și lucruri. Aren't you glad you got a real good Christian father and mother? Nu sunteți voi bucuroși că aveți un foarte bun tată și mamă creștini?
Now, when you have children, don't you want to be the same kind of father and mother as your father and mother is? Acum când voi aveți copii, nu vreți voi să fiți același fel de tată și mamă cum este tatăl și mama voastră? Now, but that's all good. Vedeți? Acum, dar aceea e totul bine. Now, this young man had had, and he had a religious teaching. Acum, acest om tânăr a avut și el avea o învățătură religioasă. See, that was far beyond what some of them had. Vedeți? Aceea era cu mult dincolo de cum aveau unii din ei. Because they don't have religious teaching. Căci ei nu au învățătură religioasă. But this young man had had religious teaching. Dar acest om tânăr a avut învățătură religioasă. Deoarece, vedeți, deoarece el a spus că el a ținut poruncile de când era un copil. Now you all got good religious teachers too, each one of you. Acum voi toți aveți învățători buni religioși de asemenea, fiecare din voi. You know, teenage girls and boys, you all have good teachers. Și voi, fetițelor și băieților adolescenți, voi toți ați avut învățători buni. Your father and mother here in this camp. Tatăl și mama voastră aici în tabără. Got everything that you ever potential that you know it's possible or you make a real good man and woman. Aveți tot ce voi, fiecare potențial care îl știți, care e posibil, ca voi să vă faceți un adevărat bărbat și femeie bună. A servant of God, because remember, you're going to die someday or either be translated into heaven. Un slujitor la Dumnezeu, pentru că țineți minte, voi o să muriți într-o zi sau fie că veți fi transmutați în cer. If you die before he's coming, și dacă muriți înainte de venirea lui, you'll be raptured first. Did you know that? Voi veți fi răpiți întâi. Ați știut voi asta? Did you know those who are dead, if mama and papa dies before you do? Ați știut voi că acei care sunt morți, dacă tata și mama moare înainte de voi, and Jesus doesn't come in our generation? Și Iisus nu vine în generația noastră, do you know these papa and mama will come forth first glorified before you? Știți voi că aceștia, tata și mama, vor apărea mai întâi, glorificați, înaintea voastră? Trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Vedeți? Trâmbița lui Dumnezeu va suna și cei morți în Hristos vor învia mai întâi. Then we which are alive and remain shall be caught up with them. Iar apoi noi care suntem vii și rămânem vom fi luați sus cu ei. We'll be changed like them. Noi vom fi schimbați, așa. We got to remember that's the main thing in life. Noi trebuie să ne amintim că acela e lucrul cel mai principal în viață. You understand now? That's the main thing in life. Voi înțelegeți acum? Acela e lucrul principal în viață. We got to do is to get ready to meet God. Ce avem de făcut este să ne pregătim să întâlnim pe Dumnezeu. Now, just religion won't work. Acum, doar religia nu va merge. See this young ruler here. Vedeți acest tânăr fruntaș aici? He said, good master. El a spus, bunule stăpân? I remember before I said it. Acum amintiți-vă înainte să o spun. He had been taught to walk right. El a fost învățat să umble bine. He had a good education. El avea educație bună. He'd been taught business. El a fost învățat în afaceri. And was rich and was a ruler. Și a fost bogat și era un fruntaș. And had religion. Și avea religie. But he was confronted with another problem. Dar el a fost confruntat cu o altă problemă. And it confronts all of us. Și aceasta ne confruntă pe noi toți. Eternal life. Viața eternă. Religion doesn't give us eternal life. Religia nu ne dă viața eternă. Religious is a covering. Religios este o acoperitoare. But it don't give us eternal life. Dar aceasta nu ne dă viața eternă. And yet him taught with the best teachers there was. Și deși el a învățat cu cei mai buni învățători ce au existat, he was yet lacking something. Lui totuși i-a lipsit ceva. And the young man knew it. Și tânărul om a știut-o. Because he said, good master, what can I do to inherit eternal life? Pentru că el a spus, bunule stăpân, ce pot eu să fac să moștenesc viața eternă? Now you believe Jesus is God, don't you? Acum voi credeți că Iisus este Dumnezeu, nu-i așa? So he knew the thoughts of the young man. Astfel el cunoștea gândurile omului tânăr. So he said, keep the commandments. Așa că el a spus, ține poruncile. He went right back to his religion to see what he would say about his religion.
El a mers drept înapoi la religia lui să vadă ce va spune el despre religia lui. He said, now in other words, keep your religion. El a spus acum, în alte cuvinte, ține religia ta. He said, I have did this since a boy. El a spus, eu am făcut aceasta de când eram un copil. Little boys like you. Băiețași mici ca voi. My mama and papa, my priest taught me religion. Mama și tatăl meu și preotul meu m-au învățat religie. But I know in my religion that I still don't have eternal life. See? Dar eu știu în religia mea că eu totuși nu am viață eternă. Vedeți? You can be good. Voi puteți fi buni? Don't steal, don't smoke, don't lie. Să nu furați, să nu fumați, să nu mințiți? Don't lie to papa and mama. Să nu mințiți pe tata și mama? Don't tell that first lie. Să nu spuneți acea primă minciună. Because once tell one, it's easy to tell another one. See? Căci unul spune una, atunci este ușor să spui alta, vedeți? But you mustn't do that. Dar voi trebuie să nu faceți aceea. Don't tell a first. Să nu o spuneți pe prima. Did you know your body's not made to lie? Ați știut voi că trupul vostru nu a fost făcut să mintă? Do you know they got a device now? It's on your nerves. Voi știți? Ei au un aparat acum, el este pe nervii voștri. They can put a little band around your wrist here. Ei pot să pună o mică banderolă în jurul încheieturii aici and put one across your head. Și pune una în jurul capului vostru. Și atunci voi puteți spune acolo să zicem că zici, eu am mințit despre aceea. Dar eu o pot spune așa de ușor că ei vor crede că eu spun că acesta este adevărul. You can say, they'll say, was you at a certain place? Și voi puteți spune, ei ar spune, ai fost tu la un anumit loc? Like, you sat in that Brother Shantz's trailer while Brother Branham preached Sunday afternoon on this day? Cum ai șezut tu în trailerul fratelui Shantz în timp ce fratele Branham a predicat duminică după masa în această zi? And you say, no, sir. I didn't sit there. No, sir. Și tu spui, nu, domnule, eu nu am șezut acolo, nu, domnule. You know what that lie detector will say? Voi știți ce va spune acel detector de minciuni? Yes, sir, you did. Yes, sir, you did. Da, domnule, tu ai șezut. Da, domnule, tu ai șezut. You say, I did not. Tu spui, nu am șezut. He'll say, yes, you did. Acesta va spune, da, tu ai șezut. Why? De ce? Because a lie is such a horrible thing, the body wasn't made to lie. Pentru că o minciună este un lucru așa de îngrozitor, trupul nu a fost făcut să mintă. And it's such a horrible thing to upset the whole nerve system when you lie. Și acesta e un lucru așa de îngrozitor, încât tulbură întregul sistem nervos când tu minți. Upset like that will give you ulcers, fungus growth, peculiar. Tulbură în felul acela îți va da ulcere, creștere de mucegai, acesta te-ar ucide. And then a lie is a bad thing. Și apoi o minciună este un lucru rău. Căci vedeți, voi nu trebuie să mințiți, să furați, să faceți ceva din lucrurile acestea. Now, so this young man has probably been yet lied. Acum, deci acest om tânăr, probabil că era, el nu a mințit, el niciodată nu a furat, și el era conștient că el avea nevoie vreodată de viață eternă. Deci el a spus, ce pot eu să fac să am aceasta? Și Iisus arată aici acum că religia nu o va face. Astfel, i-a trimis drept înapoi la el și a spus, ține poruncile. El a spus, stăpâne, eu am făcut aceasta de când eram un băiat mic. Sau micuț, când eram doar un copil mic mititel, am făcut aceasta. But he knew he didn't have eternal life. Dar el a știut că el nu avea viață eternă. So, he said then, astfel, el a spus atunci, if you would enter into life, eternal life, want to be perfect, then go sell what? Dacă tu vrei să intri în viață, viață eternă, vrei să fii desăvârșit, atunci du-te vinde ce?
See? Now, it's all right to have money. See, it's all right to have money. Be rich. Vedeți? Acum este în regulă să aveți bani. Vedeți? Este în regulă să aveți bani. Să fiți bogați. And be a ruler. That's all right. Și să fiți un fruntaș. Aceea e în regulă. But it's the way you act after you become that. See? Dar este felul cum acționați după ce ați devenit așa. Vedeți? He said, go sell what you got and give it to the poor. El a spus, du-te vinde ce ai și să le dai la săraci. Now, people that haven't got anything. La oamenii aceia care nu au nimic. Then come follow me. Apoi vino, urmează-mă. And you'll have treasures in heaven. Și tu vei avea comori în cer. But the young man had so much money, so he didn't know what to do with it. Dar tânărul om avea așa de mulți bani, încât el nu a știut ce să facă cu ei. I see he was very popular, that young man was. Acum vedeți, el era foarte popular. Omul acela tânăr era. And he is well equipped for life. Și el era bine echipat pentru viață. The way his father, mother, and the priest and all of them had equipped him. Felul cum tata și mama lui și preotul și toți din ei l-au echipat. But still, he knew he was lacking something. Dar totuși el știa că îi lipsea ceva. Now, I'm talking to the adults. Acum eu le vorbesc la adulți. He knew he was lacking something. He didn't have eternal life. El știa că îi lipsea ceva și el nu a avut viață eternă. He knew it. El o știa, vedeți? Religion won't produce eternal life. Forms, sensation. Religia nu va produce viață eternă. Forme, senzație. You feel something? Voi simțiți ceva? You get scared, you feel something. Voi ați putea să vă speriați și să simțiți ceva. Înțelegeți? Cry, that's good. Plânsul, acela e bun. Shouting, that's good. Strigatul, acela e bun. But that's feeling it, see? Dar acela încă nu este aceasta, vedeți? You're confronted with eternal life. Voi sunteți confruntați cu viață eternă. You say, well, I have been just a staunch Baptist. Voi ziceți, păi eu eram doar un baptist trainic. I have Methodist or Presbyterian or Pentecostal. Sau metodist, sau presbiterian, sau pentecostal. That still isn't the question. Aceea totuși nu este chestiunea. This young man must be taught in the religion of the day. Acest om tânăr a fost de asemenea, el a fost învățat în religia din ziua aceea. But he still didn't have eternal life. Dar el totuși nu a avut viață eternă. So he wanted to know what to do. Astfel el a vrut să știe ce să facă. He'd been guided successful to this. El a fost călăuzit cu succes la aceasta. But when he was confronted with it, dar când el a fost confruntat cu aceasta, he refused to be guided to eternal life. El a refuzat să fie călăuzit la viață eternă. Or to be led. Sau să fie condus. His other leaders had had such a hold on him until he didn't want to turn it loose. Ceilalți conducători ai lui au avut o astfel de prinsoare asupra lui încât el nu a vrut să se desprindă de aceasta. Now that's something like what Brother Branham is saying. It's going a little too deep for you, see? Vedeți? Acum aceea este ceva ca ce fratele Branham spune. Aceasta merge puțin prea adânc pentru voi, vedeți? Education, fine. You should go to school and learn, see? Educația este bună. Voi să mergeți la școală și să învățați, vedeți? That's good, but that won't save you. Aceea e bine, dar aceea nu vă va mântui. To have plenty of money, that's good. Să aveți o mulțime de bani, aceea e bine. You can raise your children, give them good clothes and things. Voi vă puteți crește copiii, să le dați haine bune și lucruri și... Like Papa and Mama's worked for you all and things, that's good. Așa cum tata și mama a lucrat pentru voi toți și lucruri, aceea e bine. But that still won't save you. Dar aceea totuși nu vă va mântui. See? Or you could get in a laboratory and learn how to put different things together. Înțelegeți? Sau voi puteți intra într-un laborator și să învățați cum să puneți diferite lucruri împreună? Or split atoms or whatever they do. Sau să spintecați atomi sau orice fac ei. And get in a rocket and and go to the moon. Și intrați într-o o rachetă și mergeți la lună. But that won't save you. Dar aceea nu vă va mântui. You've got to face one thing. Voi trebuie să întâmpinați un lucru. Eternal life. Viața eternă. And there's only one person who can give that to you. Și există numai o singură persoană care vă poate da aceea.
Mama can't give it to you. Mama nu poate să vă dea aceasta. Papa can't give it to you. Tata nu poate să vă dea aceasta. Your pastor can't give it to you. Păstorul vostru nu poate să vă dea aceasta. Your leader, your can't give it to you. Conducătorul vostru de aici nu poate să vă dea aceasta. Everybody that gets eternal life has got to come to Jesus Christ. Fiecare care obține viața eternă trebuie să vină la Iisus Hristos. El este numai singurul care poate să dea partea aceea. Învățătoarea voastră poate să vă dea o educație. Ea vă poate învăța. Voi trebuie să învățați aceasta. Mama voastră vă poate învăța să umblați. You have to learn to walk. Voi trebuie să învățați să umblați. Your father can teach you how to be a businessman or what? Tatăl vostru vă poate învăța cum să fiți un om de afaceri sau ceva. You have to learn that. Voi trebuie să învățați aceea. But only Jesus can give you eternal life. Dar numai Iisus poate să vă dea viața eternă. Înțelegeți? Your priest, your leader, so forth can teach you your religion. You can learn the message that we're trying to teach. Preotul vostru, conducătorul vostru sau așa mai departe vă poate învăța religia voastră. Voi puteți învăța mesajul care noi încercăm să-l predăm. But still, that won't give you eternal life. Dar totuși, aceea nu vă va da viața eternă. You've got to accept the person, Jesus Christ. Voi trebuie să acceptați persoana Iisus Hristos. You understand that? Voi înțelegeți asta, toți dintre voi? You've got to accept the person, Jesus Christ, to have eternal life. Trebuie să acceptați persoana Iisus Hristos să aveți viața eternă. Now, but sometimes other leadership gets so much influence on us that we don't know what to do then when that time comes. Acum, însă uneori altă conducere obține așa de multă influență asupra noastră, încât noi nu știm ce să facem atunci când acel timp vine. Now, what a fatal thing it is to reject the leadership to eternal life. Acum, ce lucru fatal este să respingi conducerea la viața eternă? Because see, that's life that never can end. Deoarece, vedeți, aceea e viață care nu poate să sfârșească niciodată. Education, that's fine, it'll help us here. Acum, educația, aceea e bună, aceea ne va ajuta aici. Business, that's fine. Afacerea, aceea e bună. Money, that's fine. Banii, aceea e bine. Be a good boy and girl, that's fine. Fiți un băiat și o fată buni, aceea e bine. But you see, when life is finished here, that's all. Dar voi vedeți, când viața se sfârșește aici, aceea e tot. You understand? You adults understand? Voi înțelegeți? Voi adulții înțelegeți? That's all. Vedeți? Aceea e tot. But then, we've got to accept Jesus Christ for eternal life. Dar atunci noi trebuie să acceptăm pe Iisus Hristos pentru viața eternă. Jesus alone can lead you to that. Iisus singur poate să vă conducă la aceea. Și deși, vedeți, acest om tânăr a dobândit toate lucrurile acestea în școală și prin părinții lui și de toate, el a pierdut cel mai măreț lucru care el ar fi putut să-l aibă. The leadership of the Holy Spirit. Conducerea Duhului Sfânt. For Jesus said, come, follow me. Căci Iisus a spus, vino, urmează-mă. And you girls are just getting out of school. Și voi, fetele, care tocmai ieșiți afară din școală, you graduate probably some of you pretty soon. Voi probabil că absolviți unele din voi destul de curând. You young boys. Și voi, băieți tineri. The greatest leadership there is Jesus Christ. Cea mai mare conducere ce există este Iisus Hristos. For that's the leadership to eternal life. Căci aceea e conducerea la viața eternă. Now, this leadership confronts every human being. Acum, această conducere confruntă pe fiecare ființă umană. They are given the opportunity to choose. Lor li se dă oportunitatea să aleagă. And that's one great thing we have in life is to choose. Și acela e un lucru mare ce-l avem în viață, este să alegem. Someday, you know, Papa and Mama, they chose to have a nice little boy and girl, like you all are. Cândva, voi știți, tata și mama, ei au ales să aibă un băiat și o fată frumoși, cum voi toți sunteți.
then you have the right at your while to choose whether you want to learn from the teacher or not. Atunci voi aveți un drept după o vreme să alegeți dacă voi vreți să învățați de la învățătoare sau nu. The teacher can teach you. Învățătoarea vă poate învăța? But you can just be a little bad boy. You just won't learn, a little bad girl, won't listen at all. Dar tu poți doar să fii un băiețel rău, tu doar nu vrei să înveți. O micuță fată rea, nu vrea să asculte deloc. You have a choice to do that, yet you're little. Vedeți, voi aveți o alegere să faceți aceea, deși sunteți mici. Mother said, did you get A's on your report card? Și mama spune, ai luat tu auri pe carnetul de note? No, I got very poor. Nu, am primit foarte slabe. Vedeți? Acum voi puteți, mama spune. Acum tu trebuie să studiezi. Și voi trebuie să faceți aceea atunci. Continuați să studiați, cum v-a spus mama, cum v-a spus tăticul, vedeți? Voi trebuie să studiați. Dar voi aveți o alegere. Voi puteți să o faceți sau să nu o faceți. Voi puteți spune, eu nu vreau să o fac. You have a choice. Vedeți? Voi aveți o alegere. După o vreme, voi veți avea o alegere cu ce fel de fată vă veți căsători, cu ce fel de băiat vă veți căsători. You have a choice everywhere in life. Voi aveți o alegere peste tot în viață. Și apoi voi aveți o alegere din nou spre dacă voi vreți să trăiți după viața aceasta. Or just be a good proper person. Sau doar să fiți o persoană bună, populară. Movie star or dancer or something. O stea de cinema sau o dansatoare sau un lucru sau altul. Look at these little girls here, that pretty voice, a while ago singing. Și uitați-vă la aceste fetițe de aici cu vocea aceea frumoasă, cu un timp în urmă, cântând. That child have elevate that voice and should be an opera singer or some singer. Copilul acela trebuie să cultive vocea aceea și ea ar fi o cântăreață de operă sau ceva cântăreață. Eu aud vocile acestor băieți mici, acești băieți. Voi ați putea fi ca un Elvis Presley, să vă vindeți dreptul de întâi născut. Vedeți? Voi nu vreți aceea. Vedeți? It's a talent God gave you. Acesta e un talent ce Dumnezeu vi l-a dat. Și voi trebuie să alegeți cine, unde o să folosiți voi talentul acela pentru Dumnezeu. Or whether you go to use it for the devil. Sau dacă voi o să-l folosiți pentru diavolul. Înțelegeți? The Leo here, your brother. Fratele Leo aici, fratele vostru, vedeți? Now, he had a talent to kind of lead people. Acum, el avea un talent să vină și să conducă pe oameni. Acum, ce o să facă el cu acesta? Se duce el în afaceri și se face un milionar? Sau să vină el aici afară și să facă un cămin unde oamenii care vor să vină împreună? Și să vă aducă pe voi toți copilașii, vedeți? Voi trebuie să alegeți ce o să faceți. Each one of us has to make a choice. Fiecare din noi trebuie să facă o alegere. And it's confronted with. Și aceasta ni se confruntă. But we're all confronted with this one thing. Dar noi toți suntem confruntați cu acest singur lucru. What are we going to do about eternal life? Are we going to live hereafter or not? Ce o să facem noi privitor la viața eternă? O să trăim noi de acum înainte sau nu? Then we have to come to Jesus to get that. Atunci noi trebuie să venim la Isus să obținem aceea. Opportunity of choosing. That's one thing God gave us. Oportunitatea de a alege. Acela e un lucru care Dumnezeu ni l-a dat. El nu forțează nimic asupra noastră. El doar ne lasă să ne facem propria noastră alegere. Astfel, voi nu trebuie să fiți forțați, ci doar să vă faceți propria alegere. Acum să urmăm doar aceasta, adulți și toți acum, pentru câteva minute, și copiii, toți împreună. Let's follow this young man. Să urmărim acest om tânăr. And the choice that he made and see where it led him. Și alegerea ce a făcut-o el și să vedem unde l-a condus. These girls,
with that pretty voice. Acum, aceste fete cu vocile acelea frumoase. These young boys. Acești băieți tineri. Now maybe you come up and be, you have a voice to sing. I'll just take that one thing. Acum poate tu vii sus și să fie că tu ai avea o voce să cânți. Acum doar luați acel singur lucru. You might someday take it out. Voi ați putea, vai, voi ați putea cândva să o luați. You know this boy called Elvis Presley? Eu îl știți pe acest băiat numit Elvis Presley? You heard my tape. Voi mi-ați auzit benzile. You heard I don't degrade the boy. Voi ați auzit cum eu nu-l degradez pe băiat. But that boy had the opportunity that you all got. See? Dar acel băiat a avut oportunitatea care voi toți o aveți, vedeți? Și ce el a aflat că el putea să cânte? And watch what he did. Și priviți ce a făcut. Just the same thing Judas did. Tocmai același lucru ce a făcut Iuda. Judas Iscariot. He sold out Jesus. Iuda Iscarioteanul. El a vândut pe Iisus. Jesus gave that boy, that good boy. And what does he do? Iisus i-a dat la băiatul acela vocea aceea bună. Și ce face el? Turn around and sell it out to the devil. Se întoarce în jur și o vinde la diavolul. Vedeți? He's got to come to the end of the road. El trebuie să vină la capătul drumului. Înțelegeți? He refused to walk with Jesus. El a refuzat să umble cu Iisus. Now this young fella, here this rich young ruler, he did the same thing. Acum acest ins tânăr de aici, acest tânăr bogat fruntaș, el a făcut același lucru. Let's follow and see what he done. Să urmărim și să vedem ce a făcut el. No doubt with a great a man that he was, probably a handsome young man. Fără îndoială, cu marele om ce era el, probabil un om tânăr chipeș. Dark hair combed down the side, nice coat. Păr negru pieptănat în jos la o parte, haine frumoase. The young lady thought, boy, that's a handsome young man. Domnișoarele tinere se gândeau, băiete, acela e un bărbat tânăr chipeș. Oh, ele ar fi spus, el poate le-ar face cu mâna și ele ar cocheta înapoi cu el și lucruri. He thought he was a great person. Și el gândea că era un ins mare, persoană. See? Because he was handsome. He was young. Vedeți? Pentru că el era chipeș. El era tânăr. He wasn't looking down at the end of the road. El nu se uita în jos acolo la sfârșitul drumului. He was just looking here. El se uita doar aici. I'm young, I'm handsome, I'm rich. Eu sunt tânăr, eu sunt chipeș, eu sunt bogat. I can buy anything I want to. Eu pot să cumpăr orice vreau eu. I can take these girls and boy, they all like me. Eu pot lua fetele acestea și băiete, la toate le place de mine. And they know I'm a great man. Și ele știu că eu sunt un om mare. See, he had all that. Și vedeți, el avea toate acelea. He follows the instructions of his father and everything. El a urmat instrucțiunile tatălui său și fiecare lucru. I'm very religious. I go to church and he gets all that. See? Și eu sunt foarte religios, eu merg la biserică și acum el putea urma aceea, vedeți? Very popular, rich and famous. Foarte popular, bogat și cu faimă. And just like today. Și el, întocmai ca astăzi, like you have the opportunity to become a movie star. Something like that. Cum ați avut voi oportunitatea să deveniți o stea de cinema, vedeți? Sau ceva de felul acela. Most young kids today you talk to them. Cei mai mulți din copiii tineri de astăzi, tu vorbești cu ei? They know more about these movie stars than they know about Jesus. Ei știu mai mult despre aceste stele de cinema decât știu ei despre Isus. Voi vedeți. And see, you children are learning about Jesus. Și vedeți, voi copiii învățați despre Isus. Or they sit down and some play come on a movie or something. Unde șed ei jos și ceva piesă vine la un film sau un lucru sau altul? They know the actors and all about. Ei cunosc actorii și pe toți acolo. Tot despre aceasta. They know all that better than that you tell about the Bible. They don't know about the Bible. Ei cunosc mai bine aceea decât asta. Voi să le spuneți despre Biblie. Ei nu știu nimic despre Biblie. He's making the wrong choice. Vedeți? Aceasta este să faci alegerea greșită. Now, some singer is selling their God-given talent for fame. Acum, unii cântăreți își vând talentul dat de Dumnezeu pentru faimă. Then we see him at life's end. Apoi noi îl vedem la sfârșitul vieții. Let's follow him a little further. Să-l urmărim puțin mai departe. You know what the Bible says about this young fella? Voi știți ce spune Biblia despre acest ins tânăr? He become more successful. El a devenit mai mult cu succes. So sometimes success don't mean that you've made the right choice.
Astfel, uneori succesul nu înseamnă că voi ați făcut alegerea corectă. You know what he did? Voi știți ce a făcut el? He went out and he had all big time. El a mers afară și a avut timpuri mari big parties, și a lansat petreceri mari și a cheltuit o mulțime de bani și de toate pe fete și de toate. Și apoi el s-a căsătorit și poate a avut o familie. Și el doar s-a dezvoltat așa de mult încât el a trebuit să construiască hambare noi și lucruri. Și el a spus, voi vedeți, eu nu l-am urmat pe Iisus și priviți ce am obținut, vedeți? You may hear people say that. Voi puteți auzi pe oameni să spună asta. And I have. Și eu am auzit. Well, look, he's blessed me. That don't mean it all. Păi uite, el m-a binecuvântat. Aceea nu înseamnă aceasta deloc. Vedeți? Și după o vreme, hambarele lui s-au mărit până chiar și el a spus, păi chiar, soul, take your rest. Suflete, odihnește-te. Eu am așa de mulți bani și așa de mult succes. Și eu sunt un om așa de mare, eu aparțin la toate cluburile. I have the riches of the world in my hands. Și am bogățiile lumii în mâinile mele. Eu posed sume mari de pământ și sume mari de bani. Și, păi, vai, acolo la toți le place de mine, a fi o persoană foarte bună. But you know, the Bible said that that night God said to him, dar voi știți, Biblia a spus că în noaptea aceea Dumnezeu i-a spus, I'm going to require your soul. Eu am să-ți cer sufletul. Then what did happen? Atunci ce s-a întâmplat? Now, he was a beggar. Acum, acolo era un cerșetor. The poor old Christian that laid out there by his gate. Un sărman creștin bătrân care a zăcut acolo lângă poarta lui. Și tocmai când ei sus în Ierusalim pe acolo, they eat up on top the house. Ei mănâncă sus pe acoperișul casei. And the breadcrumbs fall off like this and the pieces of meat and so forth hit the floor when they drop them. Și fărămiturile de pâine cad jos în felul acesta și bucățile de carne și așa mai departe cad pe podea când ei le scapă. And they don't pick them up because everything in Jerusalem. Și nu le culeg pentru că fiecare lucru în Ierusalim. The old city is cetatea veche, aceasta e. Este în regulă să spun o mică glumă aici? FOB. Ele sunt FOB. You know what that is? Voi știți ce este aceea? Flies on the bread, flies on the beef, flies on the butter. FOB. Flies on everything. Muște pe pâine, muște pe carnea de vită, muște pe unt, FOB. Muște pe fiecare lucru. They get out in the street with gutters and everything and fly and get right up on the... Ele merg afară în stradă, în strașine și de toate și zboară înăuntru și ajung drept asupra acesteia. So, these people up there, they get up on top of the building. Astfel, oamenii aceștia sus acolo, ei se urcă sus pe acoperiș de clădire. They eat and then they drop this off and then they sweep that off. Și ei mănâncă și atunci ei o scapă aceasta jos, iar atunci ei mătură aceea jos. And the dogs in the street eat the crumbs. Și câinii în străzi mănâncă fărămiturile. And he let this poor old Christian lay there in the street. Și el l-a lăsat pe acest sărman bătrân creștin să zacă acolo în stradă. And he eat the crumbs that dropped from his table. Și doar să mănânce fărămiturile care au căzut din farfuria lui, de pe patul lui sau de la masa lui. And then when he got in, after a while, he had sores and he didn't have anything to put on his sores. Și atunci când el a ajuns înăuntru după o vreme, el a avut bube și el nu avea nimic să pună pe bubele lui. His name was Lazarus. Numele lui era Lazar. And the dogs come and licked his sore so he could try to get well. Și au venit câinii și au lins bubele, așa ca el să poată să încerce să se facă bine. Well, you know, after a while this rich man, păi vă știți, după o vreme, acest om bogat, when he thought he had money to buy all kinds of medicine if he got sick.
când el a văzut că el avea bani să cumpere tot felul de medicamente dacă el se îmbolnăvea. Have all kinds of doctors. Avea tot felul de doctori. But you know, sometimes doctors can't help us. Dar voi știți, uneori doctorii nu ne pot ajuta. Medicine won't help us. Medicamentul nu ne poate ajuta. Nothing can help us. Nimic nu ne poate ajuta. We're at the mercy of God. Noi suntem la mila lui Dumnezeu. And he come down to the end of his road. Și el a ajuns jos la capătul drumului său. The doctors couldn't help him. Doctorii n-au putut să-l ajute. And the nurses couldn't help him. The medicine couldn't help him. Și surorile nu au putut să-l ajute. Și medicamentul nu a putut să-l ajute. And he died. Și el a murit. And then when his soul left his body, see? Și atunci când sufletul lui i-a părăsit trupul, vedeți? It left all of his money. El a lăsat toți banii lui. All of his education. Toată educația lui. Everything that he had, all of his popularity. Tot ce a avut el, toată popularitatea lui. They gave him a great big funeral. Ei au dat un funerar mare, măreț. Maybe half mast the flag. Poate steagul coborât pe jumătate. And the mayor of the city come. Și și-a venit primarul orașului. Și ei, și predicatorul a venit și și-a spus. Our brother now has gone to glory and all like that. Fratele nostru acum s-a dus în slavă și totul în felul acela. But the Bible said that. Dar Biblia a spus că. He lifted up his eyes in hell. In torment. El și-a ridicat ochii lui în iad, în chin. And looked way across that great gulf there and seen that beggar that had been laying there at his door. Și s-a uitat departe peste acea mare prăpastie acolo și l-a văzut pe cerșetorul care a zăcut acolo în ușa lui, over in heaven. Dincolo în cer. And he cried. Și l-a strigat. Send Lazarus down here with a little water. These flames are tormenting. Trimiteți pe Lazar jos aici cu puțină apă. Flăcările acestea chinuiesc. A spus, o nu. See, you took the wrong choice in life. See? Vezi, tu ai luat alegerea greșită în viață. Vedeți? When he comes to the end of the road to step out of life. Când el a ajuns la capătul drumului să pășească afară din viață. He had been led by religion. El a fost condus de religie. He had been led by education. El a fost condus de educație. He had been led by the influence of his success. But you see, he had nothing to hold his hand. El a fost condus de influența din succesul lui, dar voi vedeți, el nu avea nimic să-i țină mâna. Those things end there. Lucrurile acelea sfârșesc acolo. You understand, little fellow? Voi înțelegeți, copilașilor? You adults, do you want to... Voi, adulții, înțelegeți ceea ce eu. He had nothing to hold him. Vedeți, el nu avea nimic ca să-l țină. His money couldn't hold him. Banii lui nu-l puteau ține. His friends with the doctors couldn't hold him. Prietenii lui cu doctorii nu l-au putut ține. Medicine couldn't hold him. Medicamentul nu l-a putut ține. His priest, his religion couldn't hold him. Preotul lui, religia lui, nu l-au putut ține. So there's only one thing for him to do. Deci acolo era numai un lucru ca el să facă. He refused to accept Jesus, eternal life. El a refuzat să accepte pe Iisus, viața eternă. So what he had to... Deci, ce a avut el de făcut? Down into death, into hell. Să se scufunde jos în moarte, în iad. What a fatal mistake that young man had. Ce o greșeală fatală a avut omul acela tânăr. When he refused to walk with Jesus. Când el a refuzat să umble cu Iisus. Be led by Jesus. Să fie condus de Iisus. He refused to do it. El a refuzat să o facă. So many young people are making that mistake today. Așa de multe persoane tinere fac greșeala aceea astăzi. Refusing to be led by the Lord Jesus. Refuzând să fie conduși de Domnul Iisus. Now, we see what a fatal thing it is to refuse eternal life and be led by Jesus. Acum noi vedem ce un lucru fatal este să refuzi viața eternă și să fii condus de Iisus. A leadership. O conducere. When he said, come, follow me. Când el a spus, vino, urmează-mă. See what this handsome little man said this afternoon? Vedeți ce a spus acest om mic chipeș în după masa aceasta? When you get out of school? Când voi ieșiți din școală. When you get away from... Când vă duceți de la ea. You need another leader.
Voi aveți nevoie de alt conducător. So let that be Jesus. Dar acela să fie Isus. And Jesus is the Bible. Și Isus este Biblia. You believe that? Credeți voi asta? This is Jesus' life and his commandments to us in letter form. Aceasta este viața lui Isus și poruncile lui pentru noi în formă de literă. So we have to look into this to see. Astfel noi trebuie să ne uităm în aceasta să vedem. This is a blueprint. This is a map that he told us to follow to be him, eternal life. Acesta este planul. Aceasta este harta care el ne-a spus să o urmăm, să începem viața eternă. Now, we find out that this young man was lost. Acum, noi aflăm că acest om tânăr a fost pierdut. Now let's take another. Would you have time to take another rich young ruler that made the right move? Acum să luăm altul. V-ar place, ați avea voi timp să luăm un alt tânăr fruntaș bogat care a făcut mișcarea corectă? Would you like to hear that? V-ar place să auziți aceea? All right, let's try it now. În regulă. Noi o vom încerca acum. Now let's take another rich young ruler who was confronted with the same thing. Acum să luăm pe un alt tânăr fruntaș bogat care a fost confruntat cu același lucru. Now we see where that boy went. He lived a pretty good life. Acum noi vedem unde a mers băiatul acela care a trăit o viață destul de bună. But died and was lost in hell. Dar a murit și a fost pierdut în iad. Now here we're going to talk about another young man who was confronted with the same thing. Și acum aici noi o să vorbim despre un alt om tânăr care a fost confruntat cu același lucru. He was a rich man, a young man, and was a ruler. El era un om bogat, un om tânăr și era un fruntaș. But he accepted the leadership of Christ. Și dar el a acceptat conducerea lui Hristos. Cum ne-a spus băiețelul cu un timp în urmă, ca noi să lăsăm să fim conduși. He accepted it. El a acceptat-o. The scripture for this is found. Scriptura pentru aceasta se găsește. If you want to look it up after I get through. Dacă voi vreți să o căutați după ce eu am terminat. Is in Hebrews 11th chapter and the 23rd and 29th verse. Vedeți, este în Evrei al 11-lea capitol și al 23-lea până la al 29-lea verset. Let me just read it. Is that all right? Lăsați-mă doar să citesc aceasta. Este asta în regulă? You bear with me just a little bit, won't you? You don't mind if I don't, no? Voi să mă răbdați doar un picuț, vreți voi? Voi nu vă pasă dacă eu nu, vreți voi? Vedeți? So we just read this. Așa că noi doar vom citi aceasta. And you say, I heard Brother Branham read this out of the Bible. Atunci voi spuneți, eu l-am auzit pe fratele Branham să citească aceasta din Biblie, vedeți? And you know what's there then. Și voi știți că aceasta e acolo atunci. What's not what I said, what he said. Aceasta nu a fost ce am spus eu, este ce el a spus. Now you listen here. Now what the Bible said here is this nice fellow. Acum voi ascultați aici despre ce a spus Biblia aici despre acest om plăcut. Vedeți? Acum priviți. By faith, Moses, when he was born, prin credință, Moise, când el s-a născut, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child. A fost ascuns 3 luni de către părinții lui pentru că ei au văzut că el era un copil specific. And they were not afraid of the king's commandment. Și nu s-au temut de porunca împăratului. By faith, Moses, when he come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Listen. Prin credință, Moise, când el a ajuns la vârstă, a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Ascultați. Choosing rather to suffer the affliction with the people of God. Alegând mai degrabă să sufere nenorocirea cu poporul lui Dumnezeu, than to suffer the pleasures of sin for a season, decât să sufere plăcerile păcatului pentru o vreme, esteeming the reproach of Christ, socotind ocara lui Hristos. Way back in Moses' time, it was still time. See? În urmă de tot, în timpul lui Moise, acesta încă era Hristos. Înțelegeți? He's the only one has eternal life. Numai el este singurul care are viața eternă, înțelegeți? Esteeming the reproach to be called a fanatic, holy roller, or something like that. Socotind ocara să fie numit un fanatic, holy roller, sau ceva în felul acela, voi știți, înțelegeți? Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt.
socotind-o cara lui Hristos bogății mai mari decât comorile din Egipt. For he had respect unto the recompense of reward. Căci el avea stimă față de răsplătirea de răsplata. I know what that means. Acum voi știți ce înseamnă aceea? It means this. Înseamnă aceasta. That Moses was born a poor boy, real poor. Că Moise s-a născut un băiat sărac, foarte sărac. His father's name was Amram. Numele tatălui său era Amram. His mother's name was Josiba. Numele mamei lui era Iochebed. And they were real poor, but they were Christians. Și ei erau foarte săraci, dar ei erau creștini. They worked hard. They were in slavery. Ei lucrau greu. Ei erau în sclavie. They had to make mud, bricks and things for the old king. Ei ar trebui să facă cărămizi din nămol și lucruri pentru bătrânul împărat. You know what? Voi știți ce? That king's daughter went down one day to the river. Fiica acelui împărat a mers jos într-o zi la râu. For mother, Moses' mother, Jochebed. Unde mama lui Moise, Iochebed, had taken him and put him in a little a raft out on the river like that. L-a dus și l-a pus într-o plută mică așa, afară pe râu. The old crocodiles had eaten up all the little babies. Și bătrânii crocodili i-a mâncat pe toți pruncii mici. They were killing them, throwing them out into the river. Și ei îi omorau, aruncându-i afară în râu. But she put him right out there. Dar ea l-a pus chiar acolo afară. And you know how she got the crocodiles away from him? Și voi știți cum i-a ținut pe crocodilii aceia departe de el? She made this little ark she put him in. She made it out of pitch. I-a făcut această mică corabie în care ea l-a pus. I-a făcut-o din smoală. You know what that is? Voi știți ce este aceea? It's turpentine. Aceasta e terebentina. Now gator would come up to you. Un crocodil ar veni sus, zice. A little fat Hebrew. I'll get him, hear him crying like that. Un evreu mic gras, eu îl voi lua, îl aude plângând așa. What a smell. A mers pe acolo, ce miros, vedeți? See, the mother was led to how to protect her baby. Vedeți, mama a fost condusă cum să ocrotească pruncul ei. So he backed off from it. Astfel, el s-a dat înapoi de la el. He didn't want nothing to do with that. El nu a vrut să aibă nimic de a face cu acela. And then he went on down the river a little farther. Și atunci a mers în jos pe râu puțin mai departe. And his little sister named Mary. Și această soră mică, numită Miriam, followed him down the river. Watch what. L-a urmat în jos pe râu, a urmărit ce. And then Pharaoh's daughter came out and was getting. Și atunci fiica lui Faraon a venit afară și s-a dus să-l ia. You know, and she pulled him out. Voi știți, și-a l-a tras afară. You know, your mother thinks you're the prettiest child in the world. Voi știți toți, voi știți, mama voastră gândește că voi sunteți cel mai frumos copil din lume. Vedeți, ea ar trebui să facă așa, dar Biblia a spus că acest băiețel era într-adevăr drăguț. Într-adevăr, un băiețel frumos. Și, el doar țipa și dădea cu călcâii lui mici. Era dor de mama lui, vedeți? And so you know what happened? Și așa, voi știți ce s-a întâmplat? Then God put in Pharaoh's daughter, the king's daughter, all the love that a mother could have for a little baby. Atunci Dumnezeu a pus în fiica lui Faraon, fiica împăratului, toată dragostea care o mamă ar putea să o aibă pentru un copil mic. Her heart just fell for him. Inima ei doar a căzut pentru el. She said, "That's my baby." Ea a spus, "Ăsta e pruncul meu." But you know, she was a young woman. Dar voi știți, ea era o femeie tânără. Vedeți, în zilele acelea, ele nu aveau aceste sticle cu care voi, copiii, ați fost crescuți. So they had to go get a mother that was and had a baby and had taken nurse. Așa că ele au trebuit să meargă să ia o mamă care era a avut un copil și avea care putea alăpta. So Mary was right there on hand. Astfel, Miriam era chiar acolo la îndemână. She said, "I'll go get you the right mother." I-a spus, eu voi merge să-ți aduc mama potrivită. Well, you go get her. Păi du-te și adu-o. You know who Miriam went and got? Voi știți după cine a mers și a adus Miriam? Moses' own mother. Chiar pe mama lui Moise. Yeah. Așa este, da. Went and got, that was wisdom, wasn't it? And so then went and got Moses' own mother. A mers și a adus-o. Aceea era înțelepciune, nu-i așa?
Și astfel atunci a mers și a adus chiar pe mama lui Moise. And she said, I'll take and raise the little boy for you. Și a spus, eu îl iau și îl cresc pe băiețel pentru tine. She said, you know what? I'm going to give you $300 a week to raise that baby. I-a spus, tu știi ce? Eu am să-ți dau $300 pe săptămână să crești pruncul acela. And you can stay in the palace. Și tu poți sta în palat. See how God does when you trust him? See? Vedeți cum face Dumnezeu când vă încredeți în El? Vedeți? When you're sure of faith, când voi sunteți siguri de credință, that baby was a prophet, see? Acel prunc era un profet, vedeți? She knows. Și ea a știut. So, they went into the palace and she raised Moses. Astfel, ele au mers în palat și ea a crescut pe Moise. The mother, the own mother, and got $300 a week to take care of everything. Și mama, propria mamă, și-a primit $300 pe săptămână să aibă grijă de toate. Just think of that. Doar gândiți-vă la aceea. And then, you know, after a while, iar atunci voi știți, după o vreme, after that went on for a little while, după ce aceea s-a petrecut pentru o vreme, Moses began to get old enough to read and write. Moise a început să ajungă destul de în vârstă să citească și să scrie. She taught him how to read and write. Ea l-a învățat cum să citească și să scrie. And then she told him to... Și atunci ea i-a spus, a spus, Moses, you are born a correct child. Your father and I have prayed. Moise, tu ești născut un copil corect. Eu și tatăl tău ne-am rugat. God has revealed to us that you're a prophet. Dumnezeu ne-a descoperit că tu ești un profet. And you're going to be a deliverer of the people in the days that is to come. Și tu o să fii un izbăvitor al poporului în zilele care urmează să vină. And you know when he got big? Și voi știți, când el a devenit mare, then what was he? Atunci, ce era el? He was adopted into the king's family. El a fost adoptat în familia împăratului. Oh, ma! He didn't have to... Oh, Doamne! El nu a trebuit să... And he looked out on his own people and they didn't have no clothes. Și el s-a uitat afară asupra propriului său popor și ei nu aveau haine. They were Christian. Ei erau creștini. And they were crying. Și ei au plâns. Și acei supraveghetori vechi îi băteau cu bice și sângele zbura afară din spatele lor. His cousins and uncles. Verii lui și unchii. Papa and mama, all of them. Tata și mama, ei toți. Whipping them with whip. Îi băteau cu bice. Out there in that mud pit. And so, but Moses being something way down in his heart. Acolo afară, în gropile acelea de noroi. Și așa, însă Moise, fiind ceva jos adânc în inima lui, he knew that they were God's promised people. El știa că ei erau poporul promis al lui Dumnezeu. He knew it. El o știa. Now, the next thing he was going to do was to become king. Acum, următorul lucru ce urma el să facă era să devină împărat. He'd be king over everything, rich man. El ar fi împărat peste tot, un om bogat. My, all the money of Egypt and Egypt controlled the world at that time. Vai, toți banii din Egipt și Egiptul a controlat lumea la timpul acela. But look, the Bible said, dar priviți, Biblia a spus, he esteemed the reproach to be a mud dauber out there, a Christian. El a socotit o cara să fie un tencuitor de noroi ca acolo afară, un creștin. When they've made fun of him and laughed at him and kicked him. Când ei și-au bătut joc de ei și-au râs de ei, i-au lovit. If they say anything back, they killed him. Dacă ei au răspuns ceva înapoi, ei i-au omorât, vedeți? But Moses chose to go with that group instead of being called the king's son. Dar Moise a ales să meargă cu grupul acela în loc să fie numit fiul împăratului. Look at that. See? Priviți la aceea, vedeți? Because he sees the end time. Pentru că el a văzut timpul sfârșitului. See that rich young man? Vedeți acel om tânăr bogat? But he's seen Jesus. Dar el a văzut pe Iisus. Like we see him in a vision. Cum îl vedem noi într-o vedenie. That the end time what's going to pay. Că timpul sfârșitului este ceea ce o să plătească. Now, and he accepted Christ's leadership. Acum, și el a acceptat conducerea lui Hristos. And Moses esteemed the reproach greater treasure. Și Moise a socotit o cara mai mare decât comorile. You know, sometimes when you little boys at school,
Voi știți uneori când voi băieților sunteți în școală. Copiii mici vor spune cuvinte rele și ei vor ca voi toți să le spuneți. Voi fetițelor, fetițele vor spune lucruri rele și vor ca voi toate să le spuneți. Voi ziceți, nu, eu sunt un creștin. Ei spun, ah, tu sisi mare. Voi știți, merg către voi în felul acela. Vedeți? Stați sus, ziceți, eu sunt bucuros să fiu așa, vedeți? Căci, vedeți, aceea e ce a făcut Moise. El a socotit ocara lui Hristos mai mari comori decât tot Egiptul. Acum, hai să-L urmărim, conduși de Hristos, și să vedem ce a făcut El. Acum, vedeți, acest om tânăr era bogat, primul om tânăr, but he didn't want Christ. Dar el nu l-a vrut pe Hristos. He didn't want to be a follower of Jesus. El nu a vrut să fie un urmaș al lui Isus. And so we find him very popular. Și astfel noi îl găsim foarte popular. I'd come a movie star, great everything. Poate a devenit o stea de cinema și mare de toate. And all the things that he could do and everything he wanted. În toate lucrurile care le putea face el și tot ce a vrut el. But when he died, he didn't have anybody to lead him. Dar când el a murit, el nu a avut pe nimeni să-l conducă. So his education, that was good. Deci educația lui, aceea era bună. His money, that was good. Banii lui, aceia erau buni. But when death come, that's all. Dar când moartea a venit, aceea era tot. He couldn't use it no more. El nu-i mai putea folosi. He couldn't buy his way up to heaven. El nu și-a putut cumpăra calea lui la cer. And he couldn't, by education, he couldn't go to heaven. See? Și el nu a putut, prin educația lui, el nu s-a putut duce la cer, vedeți? But this young man now, he had all these things. Dar acest om tânăr acum, el a avut toate lucrurile acestea. He had education too. He's smart. El avea educație de asemenea. El era deștept. He went to school with his mother taught him and he had a good education. El a mers la școală cu a lui, mama lui l-a învățat și el a avut o educație bună. And he was real smart that even he could teach the Egyptians. Și el a fost foarte deștept. El a putut chiar să învețe pe egipteni. He taught his teachers. He was so smart. El a învățat pe învățătorul lui. El era așa de deștept. Look how smart he was. Priviți cât de deștept a fost. But you know what? Dar voi știți ce? Above all that smartness. Pe deasupra la toată deșteptăciunea aceea. Above all that he had, the potential he had. Pe deasupra tot ce avea el, potențialul ce l-a avut. He still said, I'll forsake it all to follow Jesus. El totuși a spus, eu voi părăsi tot să urmez pe Isus. You know what they done with him? Voi știți ce au făcut ei cu el? They run him out. Ei l-au alungat afară. He become a mud slave like the rest of them. El a devenit un sclav de nămol, ca ceilalți din ei. But one day, when he become a grown man, dar într-o zi, când el a devenit un om crescut, he was herding sheep on the back side of the desert, el a mânat oile pe partea din spate a deșertului. And what happened? Și ce s-a întâmplat? Anybody tell me what happened? Careva să-mi spună ce s-a întâmplat? What was it? Ce era acesta? That's right. There was a fire in the bush. Aceea e corect. Acolo era un foc în rug. And it attracted his attention. He turned aside. And you know what? Și acesta i-a atras atenția. El s-a întors la o parte și voi știți ce? He said, teach the children, our children are getting to teach me. A spus, învață copiii. Acum copiii se vor ridica și mă învață pe mine. So, this little boy here, he's right on the mark. Astfel, și acest băiețel de aici, el este chiar pe semn. Who's your daddy? Cine este tăticul tău? Mr. Shantz is your daddy. Domnul Shantz este tăticul tău. That boy's been taught, hasn't he? Each one of them have bright eyes looking the same way, one to get ahead of the other, you see. Băiatul acela a fost învățat, nu-i așa? Fiecare din ochișorii aceia luminoși arată în același fel. Unul să ajungă înaintea celuilalt, voi vedeți. So, he did in that bush attracted him on fire. Deci acum priviți, el a făcut și acel rug l-a atras în flăcări. And he said, I will turn aside and see what there is.
Și el a spus, mă voi întoarce la o parte și să văd ce este. And God said to Moses, și Dumnezeu i-a spus lui Moise, take off your shoes, the ground you're standing on is holy. Ia-ți jos încălțămintea, pământul pe care stai este sfânt. I've chosen you to go down and deliver my people. Eu te-am ales pe tine să te duci jos să eliberezi poporul meu. I'm giving you power. You can smite the earth with plague. Eu îți dau putere. Tu poți lovi pământul cu plăgi. You can turn the water into blood. Tu poți transforma apa în sânge. You can bring fleas to life. Tu poți aduce purici și păduchi. Nothing's going to harm you. Nimic nu o să te vatăme. I'll choose you why? Eu te voi alege de ce? Because he chose Christ. See? Pentru că El a ales pe Hristos. Vedeți? You choose Christ and he chooses you. See? Voi alegeți pe Hristos și El va alege pe voi. Vedeți? El a spus, tu m-ai ales pe mine și eu te-am ales pe tine să mergi jos acolo în Egipt. And look what he done. Și priviți ce a făcut El. He led 2 million people. El a condus 2 milioane de persoane. 2 million people, his people. 2 milioane de persoane afară, poporul lui. And brought them into the promised land. Și a adus în țara promisă. And now, we follow him all through the wilderness. Și acum, el a urmat, noi îl urmărim peste tot prin pustie. And you children heard Brother Leo and Brother Gene. Și voi copii ați auzit pe fratele Leo și fratele Jean? Your papa and mama tell you what all taken place in the wilderness. Și pe tata și mama voastră să vă spună tot ce a avut loc în pustie? I brought bread down out of heaven and fed the hungry people. Cum a adus el jos pâine din cer și a hrănit pe oamenii flămânzi? Și toate lucrurile acestea? And now we find out he's an old man now. Iar acum noi aflăm, el este un om bătrân acum. He's real old. El este foarte bătrân. He's 120 years old. El este în vârstă de 120 de ani. He's in the wilderness. Și el este în pustie. And the people didn't treat him nice even. See? Și poporul nu l-a tratat frumos chiar, vedeți? Sometimes people call themselves Christians don't treat you nice. Uneori oamenii care se numesc creștini nu vă tratează frumos. But Jesus always treats you right. Dar Iisus întotdeauna vă tratează bine, vedeți? So we find out that the people rebelled against him. Vedeți? Astfel noi aflăm acum că oamenii s-au răsculat împotriva lui. But he stayed right with them anyhow. Dar el a stat chiar cu ei oricum. He's a leader, he had to stay with them. Și el era conducătorul și el a trebuit să stea cu ei. The angels of the Lord talked to him. Și îngerii Domnului au vorbit cu el. Would you love to have that happen to you? Nu vi-ar plăcea vouă să vi se întâmple aceea vouă? Then make the right choice. It's Jesus. And you're good. Atunci faceți alegerea corectă și alegeți pe Iisus și El o va face. Now, then we find out the end of the road, he got real old. Acum, deci noi aflăm la capătul drumului, el a ajuns foarte bătrân. He couldn't preach no more and his voice got low. El nu mai putea predica și vocea lui a slăbit. So he blessed Joshua and went up on top of the hill to die. Astfel, el a binecuvântat pe Iosua și a mers sus pe vârful dealului să moară. You know what happened when he died? There was what happened? Voi știți ce s-a întâmplat când el a murit? Acolo ce s-a întâmplat? That's exactly right. Aceea e exact corect. Aceea e exact corect. And you say, where is that at? Acum voi ziceți, unde este aceea? And just a minute, the boy's wrong. Acum, doar un minut, băiatul este corect, vedeți? He's raised up from the dead. El a fost înviat din morți. Now, Mary Manu, you know. See? Acum și, vedeți, vedeți? Hello. Acum priviți. He raised him up from the dead. Why? El a înviat din morți, de ce? Because 800 years later, here he was over in Palestine, standing with his leader yet. Deoarece 800 de ani mai târziu, aici era el dincolo în Palestina, stând cu conducătorul lui încă. Iisus, care a socotit ocara numelui lui, comori mai mari decât toate bogățiile din Egipt. El a socotit. His leader was standing there. Conducătorul lui stătea acolo.
You know, he was called in the Bible. Voi știți, el a fost numit în Biblie. You know, there was a rock that went with Israel. Voi știți, acolo era o stâncă care a mers cu Israel. And when Moses got ready to die, he stepped up on this rock. Și când Moise a ajuns gata să moară, el a pășit sus pe această stâncă. And that rock was Jesus. Și stânca aceea era Isus. Remember when Jesus was talking? Vă amintiți când Isus a vorbit? And St. John, the sixth chapter. Și în Sfântul Ioan, al șaselea capitol? It said, our fathers eat manna in the wilderness. Păi el a spus, părinții noștri au mâncat mana în pustie. My father gave you that manna. A spus, tatăl meu v-a dat mana aceea. Said, yeah, they eat manna, that's right. El a spus, da, ei au mâncat mana, așa este. And they're everyone dead because they wouldn't keep on going on. Și ei sunt fiecare din ei morți, pentru că ei nu au vrut să continue să meargă mai departe, vedeți? Said they're everyone dead. A spus, ei sunt fiecare din ei morți. Dar a spus, eu sunt pâinea vieții care vine de la Dumnezeu din cer. Our fathers drank from a rock. Părinții noștri au băut dintr-o stâncă. Moses smote the rock and said, and the waters came forth. Moise a lovit stânca și a spus, și apele au venit înainte. He said, I am that rock. El a spus, eu sunt stânca care era cu el. And look, when Moses died, he stepped onto that rock. Și priviți, când Moise a murit, el a pășit pe acea stâncă. You know what happened? Voi știți ce s-a întâmplat? The Bible said that angels come and got him. Biblia a spus că îngeri au venit și l-au luat. What a difference from that other young man. Ce deosebire de celălalt om tânăr. That young man, see, when he died, he didn't have nobody to hold him. Acel om tânăr, vedeți, când el a murit, el nu avea pe nimeni să-l țină. So he just sank down through the darkness into hell. Așa că el doar s-a scufundat în jos, prin întuneric, în iad. He's there now. There. Și el este acolo, acum. Acolo. Then when Moses stepped out of life, when he went... Atunci când Moise a pășit afară din viață, când el a mers, he'd stuck a leader. El a luat un conducător. His mama led him right. Mama lui l-a condus bine. His father taught him right. Tata lui l-a învățat bine. And then when he got to be of age, a young man, then he said, I see eternal life. Iar atunci când el a ajuns să fie de vârstă, un om tânăr, atunci el a spus, eu văd viața eternă. If I'll go down with these poor, neglected people and walk with them because they're God's people. Dacă mă voi duce jos cu acești sărmani, oameni neglijați, și umblu cu ei, pentru că ei sunt poporul lui Dumnezeu. I don't have to, I can be a king, but I don't want to be a king. Eu nu trebuie să umblu, eu aș putea să fiu un împărat, dar eu nu vreau să fiu un împărat. I can have all the money there is in Egypt because I'm going to be owner of it. Eu pot avea toți banii ce există în Egipt, căci eu o să fiu proprietarul acestora. I don't want it. I'd rather walk with Jesus. Eu nu vreau aceasta. Eu mai degrabă vreau să umblu cu Isus. And then when he walked through life. Și atunci când el a umblat prin viață. And then when he started to step out of life. Iar atunci când el a pornit să pășească afară din viață. There was his leader to catch him by the hand. Acolo era conducătorul lui care îl ia de mână. Don't you want that leader? Nu vreți voi acel conducător? Don't we all want that leader to hold him by his hand? Nu vrem noi toți să avem acel conducător, să-l ținem de mână? Hundreds of years later, he was seen with his great leader. Sute de ani mai târziu, el a fost văzut cu marele lui conducător. He led, el a condus. He made the choice of his youth. El a făcut alegerea din tinerețea lui. And so therefore, God was on. Și astfel de aceea, Dumnezeu îl ținea. You know what? The rich man is in hell. Voi știți ce? Omul bogat este în iad. That one young rich man that refused. Acel om tânăr bogat care a refuzat. See, now remember, he had education. Vedeți? Acum amintiți-vă. El avea educație. He had religion. El avea religie. He went to church. El a mers la biserică. He was a good man. El era un om bun. But he refused Jesus. See? Dar el a refuzat pe Isus. Vedeți? And this young man, și acest om tânăr, he was educated, el era educat, and he had religion, și el avea religie, but he wanted Jesus. See?
Dar el a vrut pe Iisus. Vedeți? Moses had been a much richer man than that this young fellow would have been. Moise ar fi fost un om mult mai bogat decât cum ar fi fost acest instânăr. Because he just had some money. Căci el doar avea ceva bani. Probably farms and things like that, maybe politics and so forth. Probabil că ferme și lucruri ca acelea și poate politică și așa mai departe. But Moses was to be king over the earth. Dar Moise urma să fie împărat peste pământ. And he forsook all of that. Și el a renunțat la toată aceea. You know what, children? Și voi știți ceva, copii? When there is no Egypt. Când acolo nu este Egipt. And when there is no treasure. Și când acolo nu sunt comori. He'll still be a Moses. Acolo încă va fi un Moise. Because he chose the right thing. Pentru că el a ales lucrul corect, vedeți? He chose the right thing to lead. El a ales lucrul corect să-l conducă. When there's no more big pyramids. Când acolo nu mai sunt mari piramide. Do you read about the pyramids in Egypt? Voi ați citit despre piramidele din Egipt? One of these days they'll be dust under the atomic bomb. Într-una din aceste zile, ele vor fi pulbere sub bomba atomică. All the riches of the world. Toate bogățiile lumii. People throw it in the air. Oamenii le vor arunca în aer. Scream and say it's cankered into their flesh. Și țipă și spun că aceasta s-a plăguit în carnea lor. And scream. How? Și țipă și urlă. It'll pass away. Vedeți? Aceasta se va duce. But them who accept Jesus to lead them, they'll never die. Dar aceia care acceptă pe Iisus să-i conducă, ei niciodată nu vor muri. They have eternal life. Ei au viață eternă. So they die naturally here, Jesus raised them up again. Deși ei mor natural aici, Iisus îi va învia din nou. You must make a choice. Voi trebuie să faceți o alegere. Your choice will determine what your eternal destination will be. Alegerea voastră va hotărî care va fi destinația voastră eternă. Remember, Jesus asked each one of us. Țineți minte, Iisus ne cere la fiecare din noi. Follow me if you want life. See? Urmează-mă dacă tu vrei viața. Vedeți? Leadership. Follow me and you'll have everlasting life. Conducere. Urmează-mă. Tu vei avea viață veșnică. I'm sure even to us adults. Și eu sunt sigur chiar pentru noi adulții. We get something out of this too. Noi obținem ceva din aceasta de asemenea. If you want life, you have to accept it. Dacă voi vreți viață, voi trebuie să-l acceptați. You want religion, you accept it. If you want... Voi vreți religie, voi acceptați. Dacă voi vreți. What you have to do, what you accept, that's what you get. Ce aveți voi de făcut, ce acceptați voi, aceea ce veți obține voi. But to me and to you. To these little children, dar pentru mine și pentru voi și pentru acești copilași. Remember, you have an invitation, Jesus said. Țineți minte, voi aveți o invitație. Iisus a spus: Follow me and have eternal life. Urmează-mă și ai viață eternă. That's what we want to do, don't we? Asta e ce vrem noi să facem, nu-i așa? Now, how many of you want to really follow Jesus? Acum câți dintre voi vor într-adevăr să urmeze pe Iisus? And you say, From when I get big enough. Și voi ziceți, păi, când mă fac destul de mare. And old enough to make my choice. Și destul de bătrân să-mi fac alegerea. And do what, I don't care how much money I got. Și să fac ce, mie nu-mi pasă cât de mulți bani am. How poor I am, how much people laugh at me, or everything else. Cât de sărac sunt, cât de mult râd oamenii de mine sau orice altceva. I want to follow Jesus. Eu vreau să urmez pe Iisus. So I want to make Moses' choice. Eu vreau să fac alegerea lui Moise. Not the rich young man. Nu a omului tânăr bogat. How many want to do that now? Câți vor să facă asta chiar aici? Now, you really want to do it? Acum, voi într-adevăr vreți să o faceți? I want you to stand up. Eu vreau să vă ridicați cu mine. I want you to put your left hand on your heart. Eu vreau să vă puneți mâna stângă pe inima voastră. And you hold your right hand up. Și țineți-vă mâna dreaptă sus. I want you to close your eyes now and bow your head. Eu vreau ca voi să vă închideți ochii acum și plecați-vă capul. And just say these words after me. Și doar spuneți cuvintele acestea după mine. Dear Jesus, scumpe Iisus,
I pledge my life to you. Îmi dăruiesc viața mea ție. I have heard this sermon. Eu am auzit această predică. Where two young men made their choice. Unde doi oameni tineri și-au făcut alegerea. I do not want to go the way of the rich young ruler. Eu nu vreau să merg pe calea tânărului bogat fruntaș. But I do want to go the way of Moses. Dar eu vreau să merg pe calea lui Moise. I am just a child yet. Eu sunt doar un copil încă. Lead me, dear Jesus. Condu-mă, scumpe Iisus. To eternal life. La viața eternă. Amen. Amin. Now you bow your head. Acum voi aplecați-vă capul. Dear Jesus, one day in your pilgrimage here on earth. Scumpe Iisus, într-o zi, în pelerinajul tău aici pe pământ. They brought to you such little fellows as I've been speaking to this afternoon. Ei au adus la tine astfel de copii mici, cum le-am vorbit eu în după-amiaza aceasta. And the disciples said, the master is too tired. Și ucenicii au spus, Domnul este prea obosit. He preached this morning. El a predicat dimineața aceasta. He preached this and that and he's too tired. El a predicat aceasta și aceea și el este prea obosit. Don't trouble. Să nu-l necăjiți. But Jesus, you said, dar Iisuse, tu ai spus, suffer little children to come to me. Lăsați copilașii să vină la mine. Or, such is the kingdom of heaven. Căci a acestora este împărăția cerului. Lord God, today receive these little boys and girls here. Doamne Dumnezeule, astăzi primește-i pe acești băiețași și fetițe aici. In this school of righteousness. În această școală de neprihănire. Here where our brother has come apart into the side of the wilderness here. Aici unde fratele nostru a venit de o parte în marginea pustiei aici. Să aducă afară familiile care doresc să se separe de lucrurile lumii. Să rămână numai pentru tine. Și acum micuții lor sunt aici urmărind viețile tatălui și mamei lor. We are examples in all that we do. Cum noi suntem exemple în tot ceea ce facem. Oh, dear God, creator of heaven and earth. Oh, scumpe Dumnezeule, creator al cerurilor și pământului. Guide our feet, Lord. Călăuzește-ne picioarele, Doamne. That we'll not do nothing before these little ones. Ca noi să nu facem nimic înainte acestor micuți. That would put a stumbling block in their way. Care să pună o piatră de poticnire în calea lor. Că s-a spus, ar fi mai bine să avem o piatră de moară legată de gâtul nostru. Și să fim aruncați în mare, decât să se atingă de unul din acești micuți. You said their angels always behold my father's face which is in heaven. Tu ai spus, îngerilor întotdeauna privesc fața Tatălui meu, care este în cer. The great angel and guarding angel over each of these little souls. Marele înger și înger păzitor peste fiecare din aceste suflete mici. As they sat this afternoon with their little eyes wide open. Cum au șezut ei după amiaza aceasta cu ochișorii lor larg deschiși. Looking and answering the questions. Privind și răspunzând la întrebări. Și ascultând la povestirile de copii mici din Biblie. Despre cum și-au luat alegerile lor acești doi oameni tineri. Și fiecare din ei dedicându-ți viețile lor. O, Jehova Dumnezeule, condu-i,
ocrotește-i. And may they find this great leader. Și fie ca ei să afle pe acest mare conducător, Jesus Christ. Iisus Hristos. That will lead them when father and mother and the teachers are finished with them. Care îi va conduce când tata și mama și învățătoarele au terminat cu ei. May you lead them to eternal life as you did to Moses. Fie ca tu să-i conduci la viața eternă cum ai condus tu pe Moise. As their humble little child prayer went to you. Așa cum umila lor rugăciune, mică de copil, a mers la tine. I give them to you, Lord, as your servant. Eu ți-i dau ție, Doamne, ca slujitor al tău. As trophies and gems for your crown. Ca trofee și nestemate pentru coroana ta. Use them, Lord, to honor you on earth. Folosește-i, Doamne, să te onoreze pe pământ. In Jesus Christ's name. Amen. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Și voi, micuților copii, puteți? Now, you feel better about it now? Acum, simțiți mai bine privitor la aceasta? You know, Jesus is sort of leading God. Don't you believe that? Voi știți că Iisus o să vă conducă și o să vă călăuzească. Nu credeți voi asta? And Jesus will make you a little boy just like Moses and Miriam. Și Iisus o să vă facă băiețașilor întocmai ca Moise și Miriam. The prophetess and the prophet. Prorocița și prorocul. You'll make great people out of you. El va face oameni mari din voi. Now we older people that have accepted him. Acum, noi persoanele mai în vârstă, care l-am acceptat. Don't we want to lead us on to him? Nu vrem noi ca el să ne conducă înainte de asemenea? I want him to lead me on. Guide my feet, hold my hand. Eu vreau ca el să mă conducă înainte, să-mi călăuzească picioarele, să mă țină de mână, vedeți? Even when I come down to the river, și chiar când ajung jos la râu, I want to have a hold of his hand. Eu vreau să mă țin de mâna lui. We all want that, don't we? Noi toți vrem aceea, nu-i așa? Dear Jesus, lead us too, Father. Scumpe Iisus, condu-ne de asemenea, Tată. Now we're fixing to separate from each other. Acum ne pregătim să ne despărțim unul de altul. I must go back to Tucson. Eu trebuie să merg înapoi la Tucson. I must get ready for meetings coming. Eu trebuie să mă pregătesc pentru adunările care vin. God, I commit this group of people. Dumnezeule, eu predau acest grup de oameni. Brother Leo and Brother Gene and all the followers here into your hands. Fratele Leo și fratele Jean și toți urmașii de aici, în mâinile tale, bless them and love them, ca tu să-i binecuvintezi și să-i iubești, forgiving all their iniquities, iertând toate fără de legile lor, healing all of their diseases, vindecând toate bolile lor, keeping them ever in love and fellowship, ținându-i întotdeauna în dragoste și părtășie, and encouraging those who get weary, și să încurajezi pe acei care ar avea să fie slăbiți. And sometimes Satan might come along and cause them to be discouraged. Și uneori Satan ar putea să vină pe aici și să-i facă să fie descurajați. But remember, you went through the same thing. Dar amintește-ți, tu ai mers prin același lucru. Discouragement, forsaken by man of this earth and people, and sometimes very dearest of friends, even to relationships, we're forsaken. Descurajare, părăsit de oameni de pe acest pământ și popor, și uneori prieteni foarte îndrăgiți, chiar la rudenii, noi suntem părăsiți. But there is one that we have chosen. Dar există unul care noi am ales. He'll never leave us or forsake. El niciodată nu ne va lăsa sau părăsi. Lead us, Lord, to life eternal. Condu-ne, Doamne, la viața eternă. I pray that you'll grant, mă rog ca Tu să ne acorzi, that we can come together many more times on earth. Ca noi să putem veni împreună de mult mai multe ori pe pământ. And speak of thee and talk of thee. Și să vorbim de Tine și să discutăm de Tine. And then in that great day when the world is finished and all the time is faded into eternity. Și atunci, în acea măreață zi, când lumea s-a sfârșit și tot timpul s-a șters în eternitate, may we meet in
that great kingdom. Fie ca noi să ne întâlnim în acea mare împărăție. As unbroken families to live together hereafter forever. Ca familii nesparte să trăim împreună, de acum înainte, pentru totdeauna. Grant it, Lord. Admite aceasta, Doamne. Until then, may we work, labor with all of our might. Până atunci, fie ca să lucrăm, să muncim, cu toată puterea noastră, while the sun is still shining. În timp ce soarele încă strălucește. While we ask it in Jesus' name, amen. Căci noi o cerem în numele lui Isus. Amin. God bless each one of you. Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare din voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!